Salut! Mă, nu știu exact cu ce să mai fac eu videoclipuri, că Marvel Snap, din câte am văzut, nu prea vă place. Dar ăsta fiind jocul pe care îl joc eu mai des acum, am vrut să iau și o pauză de la jocul ăsta cu pescuit. Chiar dacă îmi place și ăla, nu pot să joc numai la el. Mai am și pauze în care mă bucur și de alte jocuri, nu numai de un singur joc. Și din cauza asta am zis să mai continui cu ăsta, chiar dacă de câteva zile tot continui să pierd. Eram pe locul 61 și am ajuns la 53. Asta și din cauza că am dublat într-una pierderea, crezând că poate o să câștig. Dar asta e partea a doua. Am făcut eu un pachet aici care funcționează acceptabil dacă sunt atent cum joc cărțile, dar vedem ce reușesc să fac astăzi. Tot 3 meciuri o să joc. Să vedem dacă reușesc să câștig astăzi. De fapt acum, în astea 3 meciuri. Că v-am zis, în ultimele 3 zile cred că am pierdut într-una. De câte ori am jucat la el. Bine, deci trebuie să fac cât de multă putere aici. Cât de mult posibil. O să bag pe ăsta și ăsta. Asta ar trebui să fie destul. Și m-a găurit deja? Băi, cum vine asta, mă? Cât noroc să am. Mai am o șansă. Stai că mai am o șansă. 3. Nu mă ajută cu nimic asta. Nu mă ajută. Am dat cu Electra în el. Asta mi-a dat o energie. Îl bag pe ăsta. Ar trebui să mai fac o copie, am două și o să-l pun pe ăsta. Ar trebui să funcționeze bine. O să pun o carte aici. Ce zice? Perfect, și o să bag aici asta. Asta o să pun o carte în partea asta. Aici trebuie să mă uit, o să bag cât de multe cărți posibile. O să pun pe ăsta. Dar nu pot. Ba da, cred că o să reușesc. La rândul 4 bag pe ăsta. Băi, pierd și de data asta. Ce mă ajută mai mult? Cartea asta, cred? Sau asta? Asta vin 4. Le dă cu 4, dar asta le dă cu 2, dar dă numai la astea, nu, asta o să fie bine să o bag aici. Stai puțin, ăsta îl bag aici. Hai mă, pierd, sau ce fac, hai să dublez. În cazul în care poate cine știe, iau ceva. Bine, și-a băgat și el. Nu-mi place cum arată aici. E 5, da? Ăsta dublează. Nu, ăsta mi umple locația cu o carte pe care o pun acolo. Îl bag pe ăsta și o să am plus 4. Și apoi o bag pe asta și le dă și la ăstea, le dă și la ăstea două. Să vedem dacă am noroc. Am calculat-o bine. Bă, are și el cartea, mă. Și o are de o grafică mult mai bună. Bine. Ho, ia uite cât are viața, 57 are aici. Uite mă cât de șmecher are viața lui. Are, e de nivelul 5 grafic, nu? E, sau de 4. Deci eu mai am încă, e aur, e ăla shiny logo și apoi ultra, nu știu cum, de la anim. Frame animat. Bun. Am zis că o bag pe asta. Teoretic ar trebui să câștig acum. Dacă o bag pe asta. Teoretic. Hai să vedem. Și nu iau 8? De ce nu iau 8? Am dat prea târziu. Am câștigat pe toate? Nu, bă, asta am făcut-o egală. Am fost la limită.
Nu, o câștiga pe asta. A, nicio șansă la limita, am 67 aici. Și până la 35 mai avea și aici o grămadă, 6 puncte e ceva. Da, am încercat să dea cu ăsta, dar n-am mers. Bine, mă, hai, mai departe. O să o fac cu asta? Ce o faci? Deci arată așa și o facem epică, da? E animat acum. Acum e 3D. Nu, e 3D acum. Animat urmează acum. Da. Șmeche. Hai să vedem. Mai deblocat ceva pe aici? Da. O carte nouă. Interesant, asta mă poate ajuta cu un pachet care are cărți astea care își măresc puterea dacă le muți. Așa atât. E bine și așa. Bine, primul meci l-am câștigat, nu știu cum am reușit. Mai băgăm o dată. Hai să vedem de data asta ce iese. Păi ce mă, nu cu ăsta am jucat și înainte? Hai să vedem, poate îl pierd să fie bine. Deci ăsta le mută la dreapta. Le mută la dreapta. Hai că-l bag pe ăsta. Îl mută la dreapta și bag înapoi dacă... Aaa, trebuia să fi băgat în jumătate. A luat ăsta. Ha, două puncte în plus. La putere, la atac. Nu știu de ce am impresia că ea e jucătorul din ultimul meci. Poate avea același logo. N-am nicio carte de jucat. Mergem mai departe, 3. N-am jucat nici el nimic. Suntem bine. Un punct. Hai să vedem. Aș putea să-l bag pe ăsta. Apoi 2 și apoi ăsta. Să vedem dacă mi se calc. 3 la 4 îl bag. Stai că e 4. E 4. Ăsta le mută la dreapta. Aaa, nu e bine. Când mi le bagă pe ăsta la el. Trebuie să blochez acum, neapărat. Sau nu. Bagă ăsta de 4 mai bine. Bagă ăsta de 4. Și vedem apoi ce fac. Hai să vedem. A băgat-o pe Jessica. Bă, dar le are pe toate de grafică de asta, mă. E aproape maxim. Bine, le-am mutat pe toate. Stai așa. Ce șmecher arată și asta. Bine. Hai să văd acum le combin. Sunt deja pe rândul 5. Cum mai fac eu acum treaba? Aș putea muta pe ăsta. Ăsta să las ultimul. Să bag 2 cu 3. Și bag 5 un jumate. S-ar putea să fie greșit ce fac aici. Asta mai generează o carte înaintea lui ăsta. Și o să iau asta punctaj maxim, adică 3 ori 2, 6. Posibil să o câștig pe asta, îl bag pe ăsta în jumate și asta. Hai să vedem. Asta am egalat-o. De o carte. Păi și cum, ăsta vine înaintea lui ăla, bă! Ba nu, hai că e bine, nu contează. Stai, că e bine, e bine, e bine. 10. Ce fac eu acum? Trebuie să-l bag pe ăsta. Și ăsta, veveriță, care n-are unde să mai pună veverițe mai mici. Fata veveriță. Ce are mă ăsta? A, are exact logo-ul. Hawkeye. Hawkeye. Plus 2 putere, deci ăsta o să aibă... Am pierdut, deci locația asta am pierdut-o. Să sperăm că o să le câștig pe celelalte.
puțin noroc, vedem acum. Posibil. Poate că da, nu cred. Ba, ai greșit-o rău aici. Băi, a greșit-o rău de tot. Păi ăsta, ăsta decât dacă e singur are plus 5 și a scăzut la 5 putere de la 10, pentru că am mai băgat o carte lângă el. Bravo, mă. Bravo. A băgat pe Hulk degeaba. Aici eram la limită. Dar aici n-avea nicio șansă să mă fac. Am câștigat al doilea meci, mă. E ziua mea norocoasă. Băi, în zilele trecute am pierdut într-una. Într-una am pierdut. Meci după meci. Asta nu pot să-l... Le fac upgrade. Ce cărți am pe aici, mă? Am și-o pe asta și dacă dau să o fac, mai vine Infinity. Deci după asta vine Infinity. Avem întâi... E gri, verde, albastru, violetul ăsta. După violet vine auriul. Vine auriul ăsta, după auriu vine ăsta animat. Și după animat n-am dat niciodată. După animat vine Infinity ăla. Și nu am, n-am reușit să ajung la nicio carte cu Infinity. Da, ultimul meci, hai să vedem ce iese de data asta. Am deja două din trei câștigate, ce să mai... Nu mai contează. Ce fac acum? Trebuie să mă gândesc la ce joc să mai joc. Nici ăla cu ninja sau ce e ăla, e mult de gândit la el. Nici ăla nu vă place. Pare distractiv el așa, dar trebuie să mă gândesc mult când îl joc și asta face episoadele foarte lungi. Ideal ar fi să le mențin mai scurte. Băi, ce-a făcut, mă? 5, mă? Aruncat 5 pietre? Hai că poate le cresc puterea cu ăsta. Cu Kazar, un fel de Tarzan, cred că este. Sau fratele lui Tarzan. Rândul 5, deci asta nu, asta n-am nicio șansă să o joc. Astea două trebuie să le văd, că la rândul 5 o să fie 6, asta nu pot să-l joc. Bine, a pus și el piatră, pun și o piatră. Ce bagă? Bucat-o pe asta? Da. Iar le mutăm la dreapta. Asta o să-mi vină în dreapta. Asta dacă pune cărți, o să-i dea. Punctelul asta. Trebuie să o calculez puțin. 3. Asta trebuie să-l bag după o carte. La 4... La 4 îl pun pe ăsta la rândul următor. Sau le fac pe astea combinate. Bag la 5 ăsta. Și la 6 ăsta. Așa fac. Că n-am altfel cum. Sau nu. Ba da. Bagă-l așa. A, dar pot să fac chiar invers. 1, 3. Le mută mai la dreapta. La 5 îl joc pe ăsta, la 6 îl joc pe ăsta. Sau pe ăsta, nu, pe ăsta. Pe ăsta trebuie să joc. Le mută la dreapta. Bine. Da, mai am o veveriță. Veverița pot să o combin cu ăsta la rândul următor, perfect. Îl bag pe ăsta aici. Hai să vedem dacă iese ceva. Să dublezi aici pierderea, măcar dacă pierd, se pierd dublu. Dar parcă să zic că o să câștig. Au zis și poastră dacă câte maxim. Aproape. Bă, dar are mă cărți ăsta făcute. Ia uite și pe asta. Scarlet Witch. Dă șmecher arată. Bine, am zis că dacă dau pe asta, îmi dă plus 2 la ăstea, dar mă ajută mai mult ăsta și veverița mă ajută că mai bag o carte aici. Și o să o egalez și pe asta și o să o câștig și pe asta și pe asta. Nu? Teoretic așa ar trebui, hai să vedem. Pe unde mai bag el cărți? Mă faultează, mă, la ultimul meci. O carte a pus Hulk, l-a băgat pe Hulk.
Hulk? Nu, e ăsta. Și ce am făcut? Am câștigat? Am câștigat, bă! Băi, 3 din 3! Ce m-am mai mult noroc când fac videoclipul? Le calculez mai mult ca să nu mai pierd. Poate că da. Gata, mă, și ăsta e ultimul meci. O să fac, de fapt, pe Capitanul America ca de final, deci avem ăsta. A, n-am cu ce să-l fac. Foarte rău. Mă bucuram dacă mai făceam și eu o carte cu 30, pot să fac din astea gri. Facem pe ăsta, nu prea-l folosesc. Am o carte pe gri, să mă coste doar 25. Îmi place cum arată și ăsta. Arată șmecher. Da. Da, n-am avut ocazia să-l folosesc pe ăsta, e din pachet. L-am în pachet, dar n-am avut ocazia să-l folosesc, l-am aici. N-am avut șansa să-l folosesc. Care carte, mă? Vreau să închei cu o carte de-asta gri. Să o facem... A, aș putea să-l folosesc pe ăsta, cartea asta nouă. Merge să o fac, merge. N-am una mai atrăgătoare, pe Groot. Hai, mă, poate-l folosesc vreodată. O facem pe ăsta. Deci e normal. Frame break, da? E acceptabil, nu e rău. Mai dă un punct, mai aveam nevoie de încă unul să-mi fac treaba pe aici. Da, suficient pentru astăzi. Poate ne vedem mâine, nu știu, vedem ce timp am să mai fac videoclipuri. Pa!